pentru a fi prezentate în ședință de îndată.
celelalte, pot face unei ședințe extraordinare într-o săptămână următoare sau pot fi lăsate foarte bine pentru ședința ordinară de peste două săptămâni din luna decembrie. Acesta este amendamentul meu. Dumneavoastră, ca președinte de ședință, puteți să puneți la vot amendamentul inițiatorului, după care să puneți la vot amendamentul meu sau procedați în ce ordine doriți dumneavoastră. Mulțumesc mult! Domnule președinte, da, să analizeze textul și atunci dacă dumneavoastră puneți problema așa, înseamnă că nu încadrăm în niciun text de lege. Vă rog să definiți ce înseamnă extraordinară și de îndată. Domnul consilier, aici, și asta cu precizare. Nu ne-am întâlnit în Consiliul Local să ne facem imagine. Am venit să rezolvăm niște probleme punctuale care sunt problemele municipiului Vârlad, iar dacă vreți să ne facem imagine, atunci, domnule consilier, definiți ce înseamnă de îndată. Permiteți numai un pic, domnul consilier Sâmbu, era domnul consilier Educanu, după care am să cer o mică pauză să mă consult și eu cu domnul secretar. Am nevoie să fac acest lucru. Da, domnul consilier Educanu. Domnule, în această conjunctură, numai Consiliul Local, prin votul consilierilor, decide dacă este un caracter să-și se discuta absolut. Deci, să puneți la vot și dacă majoritatea sunt pentru a discuta toate proiectele, discutăm de toate. Domnul consilier Local. Noi trebuie să avem în vedere faptul că aceste proiecte, în marea lor majoritate, peste 95% din ele, au fost discutate în comisii. Știm ce s-a întâmplat ieri, nu vreau să comentez lucrul ăsta, are cine să comenteze, așa că ați luat la cunoștință despre aceste proiecte. Că e de îndată, că e extraordinar, trebuie să ținem cont de faptul că sunt proiecte așteptate de locuitorii acestui oraș, sunt oameni care vor să-și tragă gaz, sunt oameni care vor să-și tragă apă, sunt oameni care trebuie să-și ia case, sunt oameni care și multe alte copii care trebuie să plece la Chișinău și așa mai departe. Eu consider că ședința este legal constituită și să trecem mai repede la treabă, nu stăm aici să ne facem campania electorală. Mulțumesc! Domnul consilier, să vă aveți cuvântul. Domnul primar, m-a solicitat să menționez articolul de lege 134, articolul 134 din ordonanța 57, se referă la convocarea ședințelor Consiliului Local și la aliniatul 4 pe care l-am menționat, scrie așa, în caz de forță majoră și sau de maximă urgență pentru rezolvarea intereselor locuitorilor comunei orașului al municipiului, ori în alte situații stabilite de regulamente de organizare și funcționare a Consiliului Local, convocarea acestuia pentru ședință extraordinară, în excepție la prevederea articolului 3 litera P, se face de îndată. Deci vorbim, analizând dispoziția domnului primar, din cele 40 de proiecte, cele enumerate de mine, le-am considerat că sunt de o extremă urgență, mă rog, nu avem calamități, nu s-au demolat locuri, dar să zicem că perioada scurtă în care trebuie să implementate ne obligă să le adoptăm într-o ședință de îndată, adică asta. Eu am menționat, iar ca să-i răspund și domnului Luca, de fapt, domnul primar, cred că vrea să audă și legea 287 de 2009, care menționează și explică ce înseamnă forța majoră. Forța majoră este orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil. În momentul în care domnul Luca face referire la tras, locuințe anumite, dacă ar fi citit proiectul de hotărâre, ar fi văzut că cifrele mele fac referire la acele proiecte de hotărâre care sunt într-adevăr urgente și pe care dumneavoastră l-ați menționat. Inclusiv... Dumneavoastră ați citit, după forță majoră, ce urmează? Ia vedeți, după forță majoră, orice eveniment extern. Nu vorbesc la denumirea forței majore. Vorbesc la aliniatul 4. Da, dacă îmi permiteți, vă rog frumos. Deci de la aliniatul 4. Forța majoră. Domnul consilier, m-am consultat și cu domnul secretar. Îmi asum continuarea acestei ședințe. Eu nu supun, vreți, am depus un amendament. Supun la vot ordinea ședinței. Înainte de a supune la vot, vă rog să mă scuzați.
La poziția 36 avem așa un proiect de hotărâre. La cât? La UNESCO, la 36. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de personal a organigramei statului de funcții pentru direcția de asistență socială. Vreau să știți că aici noi am fost și amendați și suntem somați pentru această chestiune. Este aici doar la resursul mai vor să explicați situația. Am fost amendați. Actualul stat de funcție și organigram nu este pliat prin legislația în vigoare. S-a lucrat foarte mult la modificarea organigramului și a statului de funcții. Și musa trebuie să angajăm personal profesionist, adică musa. Face obiectul unei hotărâri ordinare, ceea ce am intenționat ieri, cei care au fost prezenți. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului OAT în adunarea generală. Cred că din 3 luni de zile nu avem reprezentant. Domnul primar, cred că a fost destul. Proiect de hotărâre, nu mai mult. Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ-ului pe Minaiu Binescu. Pe ce vină are un cetățean care vrea să-și implementeze un proiect cu milioane de lei și noi îl tratăm acum ca fiind ceva colateral? Dar nu am spus că e ceva colateral. O ședință extraordinară cu termen de 3 zile poate fi stabilită și săptămâna viitoare. O ședință ordinară cu o matrice. Trece pe două Noi nu avem nici ce plănim aici, nu avem vrei să ne confundăm niște proiecte de hotărâre care... Două minute de consultare. Eu am fost, mă. Lasă, domnule. Da, cu scuzele de regoare, am spus să revenim la ședința noastră. Și nu vreau decât să mai spun două cuvinte, după care o să trecem la vot. Ideea este că aceste proiecte au fost discutate și în comisii și vreau să accentuez lucrul ăsta. Nu mai este cazul ca să discutăm și nu avem proiecte noi pe care să le dezbatem, deci nu văd necesar alt lucru. Da, vreau să trecem la vot. Ordinea de zi. Cine este pentru? 11 voturi pentru. Nu știu că votul pe. Nu știu că votul pe. Nu, dar era de duminică, era un scaun liber acolo și două liber de la. Da, am înțeles acum. Dar 11 voturi pe acolo, domnul președinte. 11 voturi pe. Da, mulțumesc, domnule secretar. Și un vot împotrivă, evident. Da, proiect numărul 1, proiect de hotărâri privind aprobarea execuției bugetare la data de 30 septembrie 2019. Supunem la vot? Știi că lucrul acesta... Discuții, dar să discuți. Discuții? Dacă nu sunt discuții, trecem la vot. Cine este pentru? 12 voturi pentru, hotărârea a fost adoptată. Mulțumesc, domnule secretar. Proiect numărul 2. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei de Siguranță Circulației Rutiere și Pietonale, Municipiul Bârlad, și aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a acestea. Discuții? Domnul consilier Sărbun. În conformitate cu articolul menționat, consider că nu vor fi obiectul unei ședințe de îndată, deci nu voi participa la vot. Mulțumesc. Discuții? Dacă nu, supunem la vot. În acest proiect, cine este pentru, domnul consilier? 11 voturi pentru, hotărârea a fost adoptată. Proiect numărul 3, proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului de colaborare între municipiul Bârlad și Camera Executorilor Judecătorite pe lângă Curtea de Apel Iași. Discuții. Dacă nu, trecem la modul secretar. Cine este pentru, domnul consilier? Împotrivă. 12 voturi pentru, hotărârea a fost adoptată. Mulțumesc. Proiect numărul 4, proiect de hotărâre privind modificarea și completarea articolului 22 din hotărârea Consiliului Local Municipal Bârlad
numărul 22 din 15 martie 2002 privind stabilirea obligațiilor și răspunderilor cele din instituțiilor publice, agenților economici, celorlalte persoane juridice, precum și cetățenilor în domeniul gospodăriei municipiului Bârlad. Discuții? Domnul consilier? Domnul consilier? Aceeași mențiune, participatul. Mulțumesc, domnul consilier. Supunem la vot, domnul secretar. Cine este pentru, domnul consilier? 11, hotărârea a fost adoptată. Proiect numărul 5, proiect de hotărâre privind aprobarea transformării unor posturi de funcție publică de execuție existențe în statul de funcție al aparatului de specialitate al primarului municipiului Bârlad. Discuții? Supunem la vot, domnul secretar. Cine este pentru, domnul consilier? 11 voturi pentru, hotărârea a fost adoptată. Proiect numărul 6, proiect de hotărâre privind aprobarea documentației și indicatorilor tehnico-economici, precum și execuției obiectivului de investiții în rețea de canalizare menajeră pe strada Moților. Discuții? Supunem la vot, domnul secretar. Cine este pentru, domnul consilier? 11 voturi pentru, domnul consilier. Mulțumesc. Proiect numărul 7, proiect de hotărâre privind aprobarea includerii unor bunuri aparținând inventarului serviciului de canalizare în domeniul public al municipiului Bârlad și darea acestora la administrare sece apa PSA Vasului. Discuții. Dacă nu, supunem la vot, domnul secretar. Cine este pentru, domnul consilier? Împotriva, ține 11, hotărârea a fost adoptată. Proiect numărul 8, proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului OAT a municipiului Bârlad în adunarea generală a acționarilor Aqua Bas din Sava Suiești. Boletin de vot. Aș dori să invitez domnul primar, că noi am avut o situație cu tot conflictul și vă rog să o revedere în plan, pentru că am înțeles că în litigiu cu tot un investitor care vrea să facă totul, să fie și făcut. Și vă rog să vă plecați asupra acestei situații și să rezolvați și problema acelui investitor care face, de fapt, același lucru cu acesta pe care să-l vă plecați. Vom analiza. Da, mulțumesc, domnule consilier. Mai sunt discuții?
Dacă nu trecem la vot, domnul secretar. Cine este pentru, domnul consilier? Împotrivă, abțineri? Proiect numărul 10, proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unei suprafețe de teren către Deal Gaz Grid, ESA, în municipiul Bărlad, pe perioada executării lucrărilor de extindere a conductelor stradale de gaze naturale și branșamentelor individuale. Discuții? Dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru, domnul consilier? Împotrivă, abțineri? 11 voturi pentru. Proiect numărul 10, proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unei suprafețe de teren către Deal Gaz Grid ESA în municipiul Bârlad pe perioada executării lucrărilor de modernizare, locuire, extindere și branșamente electrice. Discuții? Supunem la vot. Cine este pentru, domnul consilier? Împotriva, abține. 11 voturi pentru, domnul. Proiect numărul 12, proiect de hotărâre privind aprobarea executării lucrărilor de extindere a rețelei de apă potabilă și canalizare în municipiul Bârlad. Discuții? Supunem la vot. Cine este pentru, domnul consilier? Împotriva, abțineri. 11 voturi pentru. Proiect numărul 13, proiect de hotărâre privind actualizarea valorii de inventar a străzilor, aleilor, podurilor și podețurilor din municipiul Bârlad, concepționate de către Raizer ESA. Discuții? Supunem la vot, domnul secretar. Cine este pentru, domnul consilier? Împotriva, abține. 11 voturi pentru, vot împotrivă. Proiect numărul 14, proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor de performanță ai Serviciului Public de Alimentare cu Apă și de Canalizare din municipiul Bârlad, prestat de SECE Apa Vasei Savasului, sucursala Bârlad, pentru anul 2018. Discuții? Domnul consilier Sârbu. Doresc să menționez că nu particip la vot, pentru că proiectul de hotărâre nu face, nu justifică prevederea legală de forță majoră. Mulțumesc. Și insist ca domnul secretar să nu mă numere, pentru că nu particip la vot la proiectul de hotărâre pe care, da, și menționat la început vot intenții. Mulțumesc. Nu puteți să spuneți vot împotrivă odată ce nu am votat împotrivă. Eu înțeleg că domnul primar încearcă să... Dar dumneavoastră... Deci, și eu, domnul Bogdan. Nu vă eschivați. Domnul secretar trebuie să vă dea un spațiu juridic, să vă consilieze de preză. Domnul primar, vreți să spuneți ceva? Lăsați spațiul de domnul primar, vreți să... Să mai adăugați ceva la... Da, să punem la vot. Cine este pentru? 11 voturi pentru. Hotărârea a fost adoptată. Proiect numărul 15, proiect de hotărâre privind aprobarea programului de măsuri întreprinse de SECE APA Vas Vaslui, sucursala Bârlad, în 2018, pentru reducerea pierderilor de apă din sistemul de alimentare cu apă al municipiului Bârlad. Discuții? Presupun. Cine este pentru, domnul consilier? 11 voturi pentru, domnul președinte. Proiect numărul 16, proiect de hotărâre privind aprobarea documentații și indicatorilor tehnico-economici, etapa PT, precum și execuția obiectivului de investiții, extindere sistemului supraveghere video, grădina publică și parc, Victor Ion Popa. Discuții. Cine supunem la vot? Consilier, 11 voturi pentru. Proiect numărul 17, proiect de hotărâre privind aprobarea documentației și indicatorilor tehnico-economice, etapa PT, precum și execuția obiectivului de investiții, amenajare, parcări, trotuare, spații verzi, locuri de joacă, la blocul AML din strada Lire și strada Mihai Viteazul. Discuții? Supunem la vot. Cine este pentru, domnul consilier? 11 voturi pentru, domnul președinte. Proiect numărul 18, proiect de hotărâre privind aprobarea dării în folosință gratuită a două spații bunuri, proprietate publică a UAT Bârlad, aflate în administrarea Direcției pentru administrarea piețelor, parterelor și cimitirilor din Bârlad, către Direcția Sanitar-Veterinară și pentru siguranța alimentelor Vaslui. Discuții? Supunem la vot. Cine este pentru, domnul consilier? 11 voturi pentru. Proiect numărul 19,
proiect de hotărâre privind afilierea direcției pentru administrarea, privind afilierea direcției pentru administrarea pieților parcuri, parcărilor și cimitirilor Bârlad la Asociația Administratorilor de Piețe din România. Discuții. Dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru, domnul consilier? 11 voturi pentru, domnul consilier. Proiect 20, proiect de hotărâri privind aprobarea modificării și completării HCVM Bârlad, numărul 131 din 28 mai 2015, privind înființarea Centrului de Revitalizare Corporală și Loazir Bârlad, aflat în administrarea de APPC Bârlad, în sensul schimbării destinației unor spații tehnice situate la etajul 2 în cadrul Centrului de Revitalizare Corporală și Loazir Bârlad, în spații pentru desfășurarea de activități recreative, sport, aerobic, etc. Discuții? Dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru, domnule consilier? 11 voturi pentru, domnule președinte. Proiect 21, proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public al municipiului Bârlad a unor suprafețe de teren. Discuții? Domnul consilier Lucan. Domnule, de asemenea, aș dori să includeți și terenul și sistemul și dar nu că nu se rezolvă în acest moment. Domnule președinte. Care este situația? Situația deocamdată pe Veronica. Pe Veronica Mitre, avem prins un contract cu o persoană autorizată care deja au făcut măsurători în zonă. Așteptăm să ne vină documentații ca să putem să includem în domeniul privat al municipiului Bârlad. Cât este estimat dumneavoastră vă de la lucrul ăsta? Și vă rog, nu dați termene sau termeni nerealiste. Cel mai târziu luna ianuarie. Eu sper ca luna decembrie. Nu promit deocamdată. Sper ca luna ianuarie să fie cel mai târziu. Sunt sigur. Nu depinde de la mine. Dacă terminați, nu vă opinem doar că nu. Dacă după hotărâri, eu cum o să mai trebuiască dreptul documentat, de tot și toate lucrurile. Ceea ce am făcut noi prin oamenii noștri, e o primă etapă. Acum avem contact de până la autorizare. Am identificat persoanele pe fiecare parcelă în parte și nu trebuie. Da. Mulțumesc, domnul consilier. Da. Dacă nu mai sunt discuții, supunem la vot 21, proiectul 21. Cine este pentru, domnul consilier, împotriva abținerii, 11 voturi pentru, domnul consilier. Proiect 22, proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitație publică a unui imobil care a funcționat, în care a funcționat un punct termic din municipiul Bârlad. Discuții. Trebuie 14 voturi, domnul președinte. Deci este mai de tot. Trece mai departe. Proiect 23, proiect de hotărâre privind includerea unor suprafețe de teren în domeniul privat al municipiului Bârlad. Discuții? Supunem la vot. Cine este pentru? Împotriva abținerii, 11 voturi pentru. Proiect 24, proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a unei suprafețe de teren aparținând domeniului privat al municipiului Bârlad. Discuții? Dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru, domnul consilier? 11 voturi pentru, domnul președinte. Proiect 25, proiect de hotărâre privind actualizarea domeniului privat al municipiului Bârlad. Discuții. Dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? 11 voturi pentru, domnul președinte. Proiect 26, proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului cu numărul, cred că, și seria NC78855 OAT Bârlad. Discuții? Supunem la vot. Cine este pentru? Împotriva abținerii, 11 pentru. Proiect 27. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării pentru deplasarea elevilor școlii gimnaziale Vasile Bârban, participant la proiectul internațional CAEL, împreună putem fi mai buni, la Chișinău, Republica Moldova. Discuții? Da, domnul consilier Sârbu? Se face referire la o solicitare originală, încă Reana Nesă, domnul Andrumutu Poartă, referatul dumneavoastră, ne trimite la o anexă care nu există, solicitarea originală. De ce nu există? Domnul Arnultu, este prezent? Da, a fost așa înțeleg până, domnul.
deplasarea în Republica Moldova. Solicitarea a fost atât. Deci este adresat Corintului, vezi? Da. Dumneavoastră, nu dumneavoastră, dar dumneavoastră cu șerul. Senatul nu este adresat. Atunci așa s-a adresat. Și faceți referire la o anexă, de primite sau anexă, de cererea originală. Nu e urcată, nu există. O aveți, pe care o aveți. Așa, și nu fie anexă, dar nu se poate să nu fie anexă. Dar nu avem anexă. Puteți verifica, nu aveți. Am anexă, pe care am lucrat, da. Da, da, da. Mă rămas la proiectul de ieri. Deci noi la mapă avem format electronic, nu avem documentația care are domnul primar. Foarte bine că este. Am întrebat dacă este și solicitarea originală. Domnul consilier, înseamnă că a fost o mică problemă de ordin tehnic. Doamna consilier Momi. Marți la cele trei comisii, nu numai în număr, că le știți, a apărut această adresă. Dacă vreau să mai vadă cineva, nu știu ce a arătat domnul primar. Ești aici. Adresa pe care solicită, motivat, argumentat, în loc de suma de 1500 de lei, suma de 2500 de lei, în urma discuțiilor direcțiunii școlii Vasile Bărbat cu transportatorul. Și le explică și de ce. Se explică și de ce. Am înțeles. De max, și-au aprobat toate trei comisii, adică în ordine. Se anexează la proiectul de hotărâre, doamnă. Păi, vorbesc și eu. Da. Mulțumim, doamna consilier. Putem trece mai departe, dacă nu mai sunt discuții. Da. O supunem la vot, domnul secretar. Sigur că da. Cine este pentru numărul 12 voturi pentru. Mulțumesc, domnul secretar. Proiect numărul 28, proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului de colaborare între municipiul Bârlad și școala gimnazială George Cotoveanu Bârlad. Discuții? Domnul consilier Sârbu. Este menționată data de 5 decembrie. Este o activitate datată. Dacă activitatea este fixată deja și nu poate fi schimbată, da. Întrebarea mea este, nu știu, domnul primar. Domnul primar. Proiectul 28. Da, aș putea eu. Vă rog. Există aceste date stabilite dinainte. Ok. Noi am fost săptămânile trecute și într-o brigadă de control la școala noastră. Cred că ei au decalat, dar nu cred că asta înseamnă interviment, știu eu, ca să... Dar e fixat, sunt fixate datele, mai ales că avem invitat, să avem organizate activitățile cu copii, avem musafiri... Am înțeles, deci se justifică, e fixată data de 5 decembrie, se justifică votarea acestui proiect de hotărâre în cadrul acestei excedențe de îndată. Nu solicită bani, nu? Nu, mai ales că nu solicităm bani, sigur că da. Doamna consilier Bun. Deci are dreptate în principiu domnul consilier Sârbu, numai că, având experiența acestor activități, în cazul în care nu se solicită bani publici și suntem pe acest subiect, modificarea datei nu schimbă conținutul proiectului. Au fost și alte date proiecte votate asta și s-a modificat data. Și mai ales școala George Tudoveanu nu solicită. E vorba de un program. Domnul consilier s-a referit la necesitatea discuției acestui proiect și revin și confirm și repet că avem invitați, avem confirmări de făcut și este necesar ca să stabilim. A fost de acord. Da, mulțumesc. Dacă nu mai sunt discuții, supunem la vot. Cine este pentru, domnul consilier? Împotriva opțiunii 12 voturi pentru. Proiect 29, proiect de hotărâre privind aprobarea programului și devizul estimativ al activităților culturale-artistice și sportive de luna decembrie 2019. Discuții? Dacă nu supunem la vot, cine este pentru? O singură întrebare, dacă nu durează mult. Am observat față de comisii, la ședința mare, am observat o modificare de sumă, o scădere a sumelor, ceea ce e de gând, dacă ar putea să ne explice domnul. Deci, cum a reușit el să-i comunice? Domnul
domnul Nițu, că a scăzut sumele? Eu am citit toate recomandările domnului consilier din ședințele de comisii și cu acordul domnului primar am renunțat chiar la o parte din manifestări de gen artistic și am diminuat cât posibil cheltuielile la o parte din cele rămase. Aș vrea să vă asta înseamnă economie de aproape 40.000 de lei față de cheltuielile propuse inițial. Aș vrea să vă mai informez că analizând execuția bugetară din februarie până în luna noiembrie, așa cum am mai era cerut domnul consilier, s-a realizat o economie de peste 65.000 de lei, ceea ce înseamnă, în fapt, o economie totală cu luna decembrie de aproape de peste 10.000 de lei. Asta înseamnă un record financiar la bugetul de la 100.000. Da. Ai spus 10.000. Nu, am spus 10.000. Nu, 100.000. Așa. Asta înseamnă că efortul pecuniar, efortul financiar din luna decembrie s-a redus la jumătate. Da, mulțumesc, domnul director. Dacă nu mai sunt discuții, supunem la vot. Cine este pentru, domnul consilier? 12 voturi pentru. Proiect 30, avem buletin de vot. 31. La 30, cel mare, comanda 4. Lista. Da. Lista 30. Domnul președinte, vreau să vă pregătesc la toți înțelegi. Sunt după mine. Papa, că suntem în papa. Da, mă sună rucat. Deci, în calitate de președinte al comisiei, vedeți dumneavoastră aici, mulțumim pe această cale colaboratorilor care au, cei care fac parte din comisie și au întocmit această listă de priorități pentru luna pentru anul 2019. A fost o muncă, zic eu, titanică, având în vedere că datele în dosarele care erau așa cum erau, nu vreau să mai comentez, s-au trimis recomandate confirmare de primire la toți solicitații, o parte din ei s-au întors, n-au găsit destinatarul, o parte le-au primit, dar nu s-au prezentat să-și actualizeze dosarul, ca să fie foarte clar ce votăm astăzi. Avem o listă de 34 de, pe pagina 1, 34 de solicitanți, și mai avem pe pagina a doua încă 20 de solicitanți și vă rog să verificați, să observați că cei de pe pagina a doua, 20 de solicitanți, mă rog, 20, nu au dosarele actualizate. Și de asta i-am dus și i-am pus pentru luna decembrie. În luna lui ianuarie, în luna ianuarie 2020, să sperăm că până în luna ianuarie 2020, doamna jurist de la Fundul Locativ și cu ceilalți, cu cealaltă doamnă din comisie care lucrează efectiv la astea, să aducă situația la zi cu punctajele reale, dacă putem să spunem așa. Consider în calitate de președinte de comisie că trebuie să îi notificăm încă o dată pe toți solicitanții pentru completarea dosarului și luarea sub semnătură de fiecare în parte, doar la cunoștința punctajelor pe care le au. Vrem să transmitem solicitanților că va fi o deschidere totală privind analiza dosarului. Dacă pe parcursul anului 2020 sau apar neînțelegeri, nelămuriri, rog pe acei solicitanți sau alte persoane care cred că nu, punctajul nu este corect, să vină la primărie, le vor sta la dispoziție cei care au de la Fondul Locativ, le vor sta la dispoziție și vor verifica fiecare dosar. Asta, acest lucru pentru o transparență totală privind repartizarea locurilor din anele. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnul consilier. Domnul consilier Sârbu. Vreau să vedeți, domnul primar, constatând similitudine în lista prezentată,
amendată și votată astăzi cu lista celor de la legea 15. Am nume care s-au calificat pe ambele liste și întrebarea mea este când se va face renunțarea de o parte sau de cealaltă? Sau care este momentul legal în care se va decide către ce se îndreaptă, către o locuință ambele, în avea ce doare de plan. La un moment dat trebuie să ia decizia să aleagă între locuința ambele și teren. Când se face lucrul? La ce te duă? Când va obține repartiția pe locuința. În momentul în care ai primit și greva lui este concret, se la legea 15, nu te-ai primit automat, ai pus la timp. Deci până atunci vor apărea pe ambele liste? Pe ambele liste, da. Pe ambele liste. Ei trebuie să beneficiază de listă tipic. Apar pe ambele liste. Și în momentul în care îi dă la legea 15, are punctaj superior, că stă în chirie. Păi de asta am venit mai la mama, la mama am chinuat. Și de asta, în momentul ăla, de locuința ANL devine vacanță și se aplica cu din nou. La legea 15 pot primi și cei care sunt chiriași. Au punctat superior. Dar mai puteți ceva de sub 10 puncte. 10 puncte față de 6 puncte. De 9 liste, oarecum comune și nu avem o imagine corectă asupra beneficiarilor. La legea 5 sunt 300 și ceva de cereri, aici sunt 20 cu cât am vorbit de ceva. 54 beneficiari. Supunem proiectul ăsta în plusă la vot. Și este pentru, domnul consilier, domnul Fimerbeș, care este vorbit pentru care nu știu de proponul la vot. Da, proiect 31, dacă nu greșesc, proiect de hotărâri privind aprobarea repartizării unor locuințe construite prin ANR. Buletin de vot, dacă sunt discuții înainte, dacă nu, avem buletin de vot. Domnul consilier Luca. Vreau să mai fac o scurtă precizare. Acești care sunt pe tabel, solicitații de aici care vor primi după ce vom vota, dacă vom vota, sunt în ordinea priorităților, și s-au verificat dosarele, au punctajul din tabelul pe care l-ați votat mai mult. Am înțeles, de asta am spus și de actualitatea liceului privat. Doamna mea, spus că e la domnul Ricon. Da. Înțeles logica de deficit. Domnul
asta de prioritate, văd că nu am luat două semnături, nu am fost prezent, domnul consilier. Domnul Gărea și domnul... Nu. Ce s-a întâmplat? Haideți să spun realitatea. Deci, realitatea. Deci, s-a întâmplat în prima fază la unui list. Eu n-am fost de acord cu ea. Gărea și domnul Gunea au semnat pe lista. Când semnă și eu, am văzut cu domnul Culbe anumite probleme și am zis să se refac. În momentul în care s-a refăcut, domnul Gălea și domnul Bunea, domnul Bunea ieri nu a fost, dar domnul Gălea va semna, nu știu cum. Da, s-a discutat cu ei. Toată comisia a discutat telefonic. Domnul Gălea a fost proiectul în ansamblu tot și ne este pentru, domnul consilier, vă mulțumesc, vă mulțumesc, vă mulțumesc. Proiect 33, proiect privind... Proiect de hotărâri privind darea în folosință gratuită a unui teren către SECE Aqua Vasie Sat pentru construirea unei stații de pompare pe strada Obaneț din municipiul Vârlat. Discuții? Dacă nu, supunem la vot. Este pentru, domnul consilier. 11 voturi pentru hotărârea asta votată. Proiect 34. Proiect de hotărâri pentru completarea HCM Vârlat numărul 142. Din 18 mai 2018, privind darea în administrare a clădirii, biroul situat în municipiul Vârlat, strada Capitan Grigore Ignat, numărul 61, către Poliția Locală Vârlat. Discuții? Dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? 11 voturi pentru, domnule președinte. Proiect numărul 35, proiect de hotărâri privind modificarea hotărârii numărul 174 din 31 mai 2018 privind modificarea și completarea unor poziții din inventarul bunurilor ce aparțin domeniului public al municipiului Vârlat, atestat prin hotărârea de guvern numărul 1361 din 2001, anexa numărul 3. Discuții? Dacă nu, supunem. Cine este pentru, domnul consilier, împotriva, abține, 11 voturi pentru, domnul consilier. Mulțumesc, domnule secretar. Proiect numărul 36, proiect de hotărâri privind aprobarea numărului de personal a organigramei și statului de funcții pentru Direcția de Asistență Socială a municipiului Vârlat, serviciu public local, fără personalitate juridică, din subordinea Consiliului Local Municipal Vârlat. Discuții? Dacă nu supunem la vot, cine este pentru, domnul consilier? 11 voturi. Proiect 37, proiect de hotărâri privind preluarea unor străzi din administrarea Raizer S.A. în vederea executării lucrărilor de modernizare și refacere cu voare asfaltice. Discuții? Dacă nu supunem la vot, cine este pentru, domnul consilier? Și cu permisiunea dumneavoastră, dacă... O să fac o mică pauză, o să cer o mică pauză dacă sunteți de acord și nu aveți nimic împotrivă. Mulțumesc! Pentru înțelegere. Este toată lumea? Bun, proiect numărul 38, proiect de hotărâre privind anularea accesurilor în cadrul obligațiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018, datorate bugetului local al municipiului Bărbat. Domnul consilier Răducan. Acest proiect a fost, după cum știți, depus de către consilierii consilii. Eu sunt unul dintre semnatarii acestui proiect, deci inițiator, și îmi doresc să-mi retrag cu rugămintea de a-l pune pe site și să-l punem în dezbatere publică. Mi se pare mai corect așa. Da. Domnul consilier Sârbu, după care domnul primar, dacă... Domnul consilier Sârbu. Am citit proiectul de hotărâre. O idee foarte bună, social-democrată, normal. Într-adevăr, nu face obiectul unei ședințe de îndată, ceea ce am și spus la începutul ședinței. Și chiar îmi doresc să apar într-o ședință ordinară, să putem discuta în comisii, sigur că foarte complicat. Doamne președinte, fiind o problemă complexă și de interes mai larg,
am ajuns la concluzia că este bine, că soluția adoptată de consilierii de SB este corectă și îl vor urca pe platformă să fie pus în discuție discuția cetățenilor din municipiul ăla. Noi suntem garant acestei. Respectăm tot ce discutăm. Da, mulțumesc, domnul primar. Dacă nu mai sunt discuții, noi trecem mai departe. Proiect numărul 39, proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local și a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din veniturile proprii pe anul 2019. Discuții? Dacă nu, supunem la vot. Cine este președinte? 12 voturi pentru președinte. Mulțumesc, domnule secretar. Proiect 40, proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință și a președintelui de rezervă a Consiliului Local al Municipului Bărlat pentru ședințele din luna decembrie 2019. Supunem la vot? Da, și acum cu acordul nostru să trecem și la diverse. Și aș vrea să încep eu să-i răspund domnului consilier Silvu la întrebarea din ședința ordinară din luna trecută, dacă am citit legea 95 de 2006, este vorbire de articolul 181, 182 și 183 și 184 din această lege, care îi confirmă întrebarea mea de la mine, acel moment a fost argumentat. Adică ce spun aceste articole? Că se organizează concursuri pentru toți șefii de departamente din instituțiile publice. Acum n-am să trec la citirea exactă articolului, dar v-am enumărat articolul și știți ce că le-am citit. Da, am crezut că vă cere scuze pentru faptul că pe pagina noastră publică m-ați acuzat că v-am trimis degeaba să citiți legea 95. Legea 95 este legea de bază de plecare, ca să înțelegeți după aceea celelalte ordonanțe, să înțelegeți normele metodologice de aplicare. O singură mențiune, ca să înțelegeți de ce nu am primit avizul din partea farmaciștilor, au și ei, sunt o asociație profesională, care prin lege suntem obligați să-i întrebăm dacă putem face votul la concurs sau nu și până anul ne-am dat negații. Și ca să înțelegeți ceea ce a spus dumneavoastră este corect, așa e menționat în lege, cu privire la medicii și de secții, doar că farmacistul șef nu este considerat la fel ca manager de ceva, de secție, da? De șef de secție și ceilalți, da? Celălalt de legii de farmacie și farmacist șef. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul consilier. Să nu am pe domnul primar. Îi mulțumesc, domnului consilier. Cred că acest lucru a făcut bine acestei discuții. La urma urmei, atât domnului consilier cât și cetățenii să afle, să fie informați, la urma urmei, de tot ceea ce se întâmplă într-o instituție publică subordonată Consiliului Local. Mulțumesc și eu, domnul consilier, pentru această informare și în continuare voi monitoriza foarte atent ceea ce se întâmplă în spitalul din municipiul Bărlat. Mulțumesc. Nu uitați școala Omșii. Vă aștept o încălță. Monitorizați ce se întâmplă și acolo. M-a scuzat, domnul primar. Da, domnul primar. Domnule președinte, domnule consilier, este adevărat în viață să suntem puși diferite impostaje, sunt ședințe mai tensionate și mai puțin tensionate. Trebuie să-i mulțumesc domnului consilier Răducanu pentru sprijinul acordat. Este de o premisă puțin. Evident. Premisă pentru cezarului ce este al cezarului. Așa că, fără patim, am rezolvat problemele care țin de municipiul Bârlat. Sunt niciun care nu pot să dacă nu mai sunt discuții, să vă arătiți să vă Să vă mulțumesc.